Vă zic și eu bună dimineața, bine ați venit. La ordinea de zi s-au mai adăugat două proiecte de hotărâre, care au venit în clip așa. Și dacă sunteți de acord să le trecem pe ordinea de zi. Pentru suplimentare. Pentru suplimentare. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva împotrivă? Nu. O să dăm cuvântul domnului. La ședința anterioară și procesul verbal. Dacă sunt probleme la procesul verbal, sunt indicați să vă vină în imagina verbal la ședința anterioară. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Dacă sunt cineva împotrivă? Nu. Dăm cuvântul domnului viceprimar să prezinte ordinea de zi. Consiliul Local Balcan, județul Bacău, este convocat la sediul primăriei Comunei Balcan, județul Bacău, sala de ședință, începând cu ora 9, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local Comunei Balcan și a listei de investiții pe anul 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie în Comuna Balcan, județul Bacău, pentru anul 2024 și diverse, bineînțeles, și proiectele care au fost propuse la începutul ședinței. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local Balcan, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 19.01.2021. Domnul Costel. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistemului informatic pentru transformarea digitală a Comunei Balcan pentru județul Bacău. Ok. Deci dacă a fost aprobată ordinea de zi, da. Trecem... La primul punct al ordinei de zi. Dacă vrea cineva să intervină la primul punct. Aprobare pentru bugetul local. Dacă nu sunt probleme, spune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la punctul numărul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie din Comuna Balcan, județul Bacău, pe anul 2024. Da. Ați avut materialele. Vrea cineva să intervină? Da. Până la vot. Cine este pentru? Da. Cine cineva? Potrivă? Pentru. Trecem la punctul 3 ar fi, la ordine de zi, de cele două proiecte, la 3 și 4. La asta cu digitalizarea. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a Comunei Balcan, județul Bacău. Deci, conform unei ordonanțe de guvern, putem accesa 75.000 de lei pentru modificarea site-ului, îmbunătățirea site-ului, digitalizare. Proiectul încep să se depună de luni, de data viitoare, săptămâna. Pentru asta a fost urgent. Cine este pentru? Locata imediat. Site-ul primăriei, liceu.ro, deci da. E vorba de o îmbunătățire digitală. A școlilor, nu? A, nu. Acum. Până din iau. Păcate, da. Da. Vrea cineva să mai intervină pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, spune la vot. Cine este pentru? Abține cineva? Împotrivă? Deci la ultimul punct al ordinii de zi. Da, este vorba de completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Știți că în 2021 a fost aprobat regulamentul de organizare și funcționare prin HCR numărul 6. Cred că l-a avut toată lumea acest regulament la acea dată. Știți cam despre ce este vorba acolo. Sunt niște articole în care se referă la modul de organizare a Consiliului Local. Acum,
Noi am venit cu o completare și dat fiind faptul că nu aveți materialele fiind la urgență, am să vă dau citire ceea ce ar conține acest articol nou, care vrem să-l inserăm. Spunem așa, se supune spre aprobare completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Balcani, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 19.01.2021 cu următorul articol. Intervenția oricărui consilier local prin luarea cuvântului la ordinea de zi pentru toate proiectele aflate pe ordinea de zi să nu fie mai mult de 5 minute, nu mai mult de o intervenție și un drept la replică. În acest scop, președintele urmărește respectarea ordinii în cadrul ședinței de consiliu, evitându-se astfel dialogul dintre vorbitori și crearea unor divergențe în cadrul oficial al ședințelor. Voi scrieți la cuvânt, dezbateți cum considerați. Eu zic că ar fi o ordine în plus față de ce aveam până acum. Acolo oricum sunt articole care conțin faptul că nu ai voie să jignești, nu ai voie să intervii unul peste celălalt. Deci un pic o ordine ca să se fie mai concret această ordine în cadrul consiliilor, în condiții bune ale... Mai ales că se discută toate astea proiect de hotărâre în comisiile de... Da, mai ales că proiectele trebuie să discute în comisii de specialitate, aici doar ne dăm acordul, avizul și amendamentele care sunt la proiecte. Acum... Da. Dacă vrea cineva să intervină pe domnul Gânga? Eu înțeleg că se discute în comisii. Păi în comisii, de exemplu, nu prea se pot clarifica multe. De asta se vine în consiliu. Să le dezbate mai... Și dacă, este o problemă mai amănunțită, păi nu poți să te limiteze, cred că, la 5 minute. Plus de asta, la intri pe diverse. Sunt multe probleme în comuna asta. La diverse, care... Dar noi acum ce facem? Ne punem pumnul în gură singur. Domnul Petrică, dacă îmi permiteți. Da, deci în ședințele comisiei se discută. Ce nu se înțelege acolo, în aparat de specialitatea primarului, merge să cerem lămuriri. Când venim la ședințe, deja venim cu cărțile făcute. Asta nu e chiar așa. Dacă totuși aveți o nelămuriri, da, o dezbatem. Asta e procedura. Nu trebuie să mai vii. Nu neapărat, vai de mult, 5 minute, nu. Dezbatem până când toată lumea a rămânit înțeles. Mi se pare mai mult măsuri de precauții pentru următorul mandat. Nu e corect. Și ce se întâmplă cu unul dacă vorbești mai mult 5 minute? Îi mai dai un minut, Dan. Dacă o duci 10 minute și la urmă trebuia să prevedeți acolo. Da. Nu, acolo în momentul din acea întâlnire, undeva scrie într-un articol că președintele de ședință poate să prelungească aloce timpul sau să... 2021. Nu, așa scrie. Nu se modifică. În funcție de dezbatere, în funcție de dezbatere, să-l prelungi în hotărâri, poți să-l mai mult. Dacă 5 minute nu reușești să-ți faci o frază, să te referi la proiectul respectiv, la discuție, la punctul celălalt, nu când la celălalt ai voie 5 minute, iar la celălalt ai... Nu se știe, și la un replic. Așa, dar mai sunt intervenții? Domnul președinte. Supune la voi, cine este pentru? Domn președinte, eu nu am voie să vorbesc? După. Deci hai supunem la voi, cine este pentru? 5 minute la un singur proiect. Da. Și dacă da. La doilea proiect... Tot 5 minute. Tot 5 minute la fiecare. Pentru fiecare proiect. Da. Fiecare proiect. Da. Iar la diverse... La diverse de limitat. Nu fiecare. Nu fiecare. În 5 minute. Da, se abține cineva? O abținere? Două abținere. Da. Ce s-a pus cronometrul până acolo la cineva? Trebuia făcut regulamentarea, așa spune, nu? Eu poți vorbi și 10 minute, nu ești nimic, dar până la urmă... Dacă ai vorbi la subiect... Nu, dar dacă vorbești la subiect și ești concret, ce știu eu, sper că rezolv problema. Să nu faci poveste. Da. Bine. Trecem la diverse. Domnul consilier. Acum aveți mai mult de 5. Dacă sunt probleme. Astăzi. Domnul. Da, la diverse aș avea nevoie din scavările alea care se fac pe părțe, nu? De 4 mașini de răd, facem o ieșire de la părul de acolo. Da, se poate și oameni cu fânul, cu... Eu știu, lemni, ce au ei de adus. Da, da. În rest, atâta la anul ăsta. Dacă mai vrea cineva să intervină, prin rândul consilierilor.
drumul de acces acolo la pod să se pășească... Deci treci pe ordinea de zi? Drumul la pod, la pod, la pod, la pod, la drumul de accesul de sub țeară. Știți, poate nu mă scăpălă de pod, la pod mare. Cască, dar fie foc și nu mai ai bălări. Ce-o făcut? Ce să facă? Au dat foc acolo, cu ardea mie, au umplut și satul de foc. Nu mai e nevoie de lucru. Tu ar s-o făcut cu dânsă. Dar nu acolo. Da. Nu acolo. O poate mai în sus. Acolo, acolo. Știi ce nu trebuie? Dar nu trebuie să vedeți acolo cu ei. Să spune ceva? Am nevoie de buldo la schid. Exact când am pus pe marginea drumului la Gidonul, pământ de ăla din la Căpățâna, trebuie nivelat. Și deși vorba cu echipa. Ieri au fost acolo, până aproape, puteți duc mai la deal. Deci, într-o oră, jumătate, două, termina treaba. Păi, atât au fost, eu am înțeles, deja s-au scos toate regalinile de acolo? Nu din la vale de școală. Numai la, ai acolo la deal, au pus pe marginea drumului, mai lăsăm drumul și trebuie nivelat. Trebuie făcut frumos. Păi, îi iau legătura cu societatea care e acolo. La da, și o să... Deci Căpățâna, da? La pod, la Olaru, este o răchită care încurcă vizibilitatea, trebuie dat jos, cumva, curățat. Deci până nu se mează și jos la alți toți. Mi-am lăsat omul. Da? Da. Și Atrileu, care, nu știu, poate pe altă nu-i deranjează, dar pe mine mă cam deranjează. Noi am luat majoritatea după voturi, nu suntem aici trimiși de oameni, nu trimiși, nu angajați. Mi se pare corect că de la ora 12 noapte la 30 nu ai de lumină. Dumneavoastră vă luați salariul? Nu, nu, ba da, e vorba, dacă vă luați salariul. Problema e informator, că ultima dată, sau ce să verificăm la doamna contabilă, au venit facturile și riscăm să tai curentul. Știu. Da? Știu treaba. Deci, da. În momentul când... Da, spuneți. O să... am trimis deja electricianul să modifice ora de aprindere în loc de... cumva la 9:30, să fie la 8 și ceva. Dar pauza, momentan, trebuie să o facem, pentru că chiar și eu mai ies și noaptea pe drumuri și nu circulă nimeni. Acum, numai acolo. Da, a fost alertul ăla cu ursul, de exemplu, de curând. Și pe curând și noapte, adică nu exista o variantă de a face economie din alte surse și aici adică... să păstreze, să rămână lumina prinsă noaptea. Da, o să încercăm să adică așa, toate comunele, eu înțeleg, dacă nu-ți bani, uitați, totul pleacă de la viceprimar, da? Și bănuiesc că și în viitor veți fi viceprimar. Dacă vrei să dai o mână de ajutor, putem da destul de clar. Renunțați, să ați la un salariu, să aveți 3 salarii. Minimii economic. Nu, eu, părerea mea, dacă nu sunt bani, dacă sunt bani, mergeți în continuare. Și atunci am să fie bani la bugetul local. Că totul depinde de salariul viceprimarului. Dar, dacă sunt bani, hai să nu... Eu v-am spus care este problema, domnul Dumnezeu. Știu, acum, momental, da. Ideea, da? Momental, da. După asta, am calcul și problema. Mai avem o ultima dată când avem noi, sau mai scotură. Mai avem o ședință. Vrem ca următorii care vin în urma noastră, noi, să găsească treburile cât și de cât pot să acum. Nu să vină ei. Să ne bată obrazul nouă cu așa ceva. Hai să punem lucrurile la punct. În punctul meu de vedere, ar fi o problemă cu lumina, dar... Păi este o problemă, deodată și stânță este problemă. Păi este problema și de asta vă încerc să vă explic, dacă înțelegeți. Eu înțeles. Datorită faptului că au venit facturile foarte mari, nu vrem să riscăm. Și atunci căutăm să facem un miezul nopții, când mai puțină populație pe drum. Să facem pauza asta, care mi se pare corect. Acum, na, poate toată lumea s-a obișnuit. Mi se pare corect dacă s-ar opri și în alte comune, dar nu mi se pare corect. Dați-mi voi să văd. Deci, becurile de la iluminatul public, majoritatea se văd și în curțile oamenilor. Cândva mi-aduc aminte că fiecare avea un bec afară, acum nu neapărat. Dar vreau să vă zic, trebuie să înțelegem. Ați vrut voturi, vă votat oamenii, ba da, e vorba de oamenii vreau lumină, de ce nu-i vorba? Nu-i vorba economiei, trebuie lumină noaptea, domnule. Da.
Sunteți de acord cu oamenii din comună? Am fost păi atunci dați-le lumini. Și de ce? Păi dar de ce să fac tot de explicați cât să păi încerc să vă explic. Trebuie lumini. La Pâlcior este. La mânate comune este. Trebuie să tii și aici. Trebuie să ridicați tonul acum. Păi da, dacă spun frumos, nu? Național nu treabă. Băi, cu o pică, nu o pică, trebuie. Nu-s bani, nu-s bani, dacă sunt bani de salarii. Dacă sunt bani de salarii, trebuie să fie bani de lumină. Corect, fii măi. Nu mai faci investiții, altceva. Cred că. Toate comunele stau pe loc, numai bani care înaintează. Hai să fim serioși. Da, domnule. Da. Domnul Vicin. Luați în vedere la Rățeni, ați văzut că este porțiunea aia la parc, la terenul de fotbal, cam liberă. Și acolo se face concurs de viteză. Eu am mai venit cu o propunere acum un an, puneți un prag undeva la parc. Domne, se va întâmpla unei norocire și noapte, seara. Eu pe mine nu mă deranjează, sincer, eu n-am nicio treabă, dar sunt copii. Joacă fotbal acolo, părculețul și să aia mici care nu s-a atins. Doamne ferește! Trebuie, faceți ceva acolo că să face concurs de viteză și din astea, din rally. Și vin de la Cucuieți. Păi nu știu de unde vin, cred că și din altă parte. Seriu? Acolo e drept și știi, 4-500 de metri, forcează. E ATV-ul din motorele? Doar din mașinile. Da, de nu ați în vedere un prag acolo la două? Deci jale? Nu știu. Nu știu. Ce acela e bun? Da, mi-au rătit ca mingea la filocație. Dar nu sunt din alea praguri de mai așa. Trebuie să oprească. Da, mulțumesc. Ok, am notat domnul. Da, domnul Lea. O problemă, domnul Vice, am făcut drumul acolo la Ghirea, că e strânt, într-adevăr, acolo s-au ridicat probleme ca spinii de refugii, dar oamenii nu dau teren, sunt convins. Atunci, o altă soluție ar fi sensuri. Deja avem indicatoare, trebuie am să... Am văzut, da, dar ca să spun și în șer, numai că vă spun că la cazuri de genul ăsta s-au mai întâmplat, chiar și la Frumoasa. Deci am pus stop și sensuri, la a doua zi deja au dispărut indicatoare. Dar oricum, noi... Am făcut fotografii, avem da, ce demonstra că au fost. Acum, că ei se comportă în trafic cum s-au obișnuit până atunci... Vor apărea camerele la vedere, așa. Ei, fiat nu dăm tot interesul. Se reglementează, așa cum era. Știți că vreau să mulțumim toată lumea. Da, da, da. 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 Da, da, foarte multe ulițe cu sens unic. Intră pe o parte și pe partea aia altă. Și cu toate că acolo sunt ulițe mult mai largi decât pe drumul ăla. Dacă drumul ăla ăsta un scos pas de ulițe. Da, da, da. Cel mai bine. Da, da. Dacă mai vrea cineva să intervină, domnul Gânga. La Șterbăți, platforma asta care s-a făcut din toate, de tot terminat, chiar ar vrea să ăștia cu bunoiul să ducă să intre acolo. Da, s-a nivelat, s-a lărgit, deci se poate, s-a pus balastru. Da? Poate mai dispare din containerele astea care... Dar care erau adevărate focare din efect. Exact. Am încercat să ducem restul de aici din parte, unde au fost cram la Ludaș, au fost... Se depozitau tot felul de lucruri de acolo care nu erau prea ortodoxe, inclusiv animale moarte și așa mai departe. Am văzut de asta și am avertizat, am mers din poartă în poartă de acolo, am informat cetățenii, am montat și camere, am prins, am și pus amendă. Văd că unii au înțeles, alții care n-au înțeles o să alinieze, pentru că nu putem să stăm cu
dacă toată comuna știe că luni dimineața vin să ia, să ia puterile, da? Noi, după ce duce, ne găsim noi că suntem mai... Exact. Altfel ce ducem după. Apropo, dar cum vine mașina cu, pentru petlă? Când? Ce sâmbătă? Eu chiar nu știu. Ultima sâmbătă, ultima sâmbătă. Așa dintotdeauna? Da, 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 da. Și văd că s-au strâns acum, mai ales că au valoare, nu știam. Nu mai sunt chiar cum erau. Și asta e un fapt îmbucurător. Mai ales că au valoare. Acum de unde venit, n-ați văzut viral și pe internet. Fie vechi nu mai este. Au afaceri. Așa o să fie și pentru aia care au exagerat în concediu, nu? Mai dau petul, da. Filmarea Rudașului, oamenii au trombeloare. Știu și am văzut. Că lunea dimineață trece bună excavatorul și iau noi de pe bar. Dar care mai era rolul la tomberoanele astea de în două zile să umpleau? Am găsit o explicație de vreo voastră. Uite să se ducă. Poftim? Nu sunt acasă, nu știu, mulați în tomberoane și aduce. Dar nu e din zona de acolo, e că e de la asfalt care coroana. Deci cine vine lângă tomberon, nu vine cea de campus. Dar am văzut foarte multe mașini cu numeri străini, cu numeri care nu le cunosc, că nu erau din zonă de acolo, vin, fac porbagajul 4-5 ani, dar nu că ei aruncă în tomberoni, aruncă acolo. Da, da. Vegetație unde s-o duce, domnilor? Vegetație. E rezultatul, prin curățeri, prin curte, unde o duce? Păi, vegetația, da, o punem știu că e biodegradabil, nu așa, o strângem și acolo și umprește. Problema e pe la oraș, dar la noi cred că am găsit un colț undeva să-l depăr. Eu așa am. Eu din spate acolo. Eu sincer n-am, dau fumă. Eu mi-am făcut acolo și acolo am. Mi-am la loc partea în altă. Fânul, de exemplu, unde? Ce faci? Fânul ca multă. Păi, ca naibă, unde? Bine, eu îi dau foc, nu se pune problema. Foc, cel mai simplu. Eu îi dau foc, nu mai. Dar ceilalți, ce fac? Care nu vor. Trebuie să dă soluții. Dă soluții popor. Da. Nu știu. Ei, dar cum... Vrea să facă ceva și să da, fie... așa este. Așa e. Fiecare trebuie să fie conștient să... Da, da. Eu l-am dat cu manuac și a dat foc. Să facă ordine. Deci așa e un are, are. Cel mai rău un dat, poate să știți că nu am văzut. Nu am văzut. Dacă nu vreau curățe, vreau. Iau ca. Să e. Să-i dau foc. Da, îi dau foc, nu? Dar vreau să nu-i dau să spunem să-i de ei foc. Dar dacă... Da, da, când e mușe la mare, îmi bat în trii, dau în mare, câte alea. Da, da, și ce ala, cu respect. Dacă nu mai sunt probleme, domnul Cioinigel, sunteți, da, vă rog dacă aveți la ordinea de zi probleme, dacă aveți probleme de altă natură, întrebați organul de specialitate, da. Și de altă natură și din ce cauză, pentru că în ședință, uite aici domnul, spune așa că... regulamentul. Vă mai spun încă o chestie. Da. Ceea ce ați votat dumneavoastră cu 5 minute, nu știți, orice document adoptat dumneavoastră trebuie să respecte legea. Scrie în lege că trebuie redus timpul la cât vrei vota. La Parlament am văzut câți de timp. Eu știi cum e treaba? Este timpul, nu știi luat după Parlament, după lege. După ce? Nu, după lege. Respectați la... legea. Ei, orice la prefectură și dacă juriștii prefecturii vor constata intrați, că... nu-i bună, îl întoarce. Orice lege, orice document, să știți și mandale, trebuie să respecte legea. Da, continuu. Și în primul rând, trebuie să respectați legea. Când vorbește unul invitat sau unul participant la ședință, trebuie să se întocmească o minută. Eu am mai ridicat niște probleme, niciodată nu au fost trecut nici în procesul verbal, nicăieri. Că am ridicat problema cu să facă, exact cum îți parcările automat să plătești, tot așa să facă și la piața la Frumoasa, ca intrările și ieșirile și nu să mai... că acolo sunt bani negri. Aveți probe? Am, să știți. Trebuie justificat. Ce s-a făcut? Nu, am probe, domnul. Vă spun ce țit. Și asta nu e... Ați plătit parcarea? Ați plătit parcarea acolo, dumneavoastră? Cum? Ați plătit parcarea? Nu parcare. Păi dar nu parcare, pentru, nu numai pentru parcare, eu vorbesc și pentru oamenii care lucrează în piață, care merg în piață cu lucruri de vânzare. Să se facă automat, omul își plătește locul la piață și stă acolo așa. Nu te duci, să duci domnul așa și strângi banii și îi bagă la teșcăie și îi împarte cu primarul.
Asta sunt sigur. N-aveți probe, domnul. Asta am probe. Calomnie, nu putea să... Nu e calomnie. Ba da. Eu vă spun ce zic. Și când e... Domnul, dacă aveți la ordinea de zi ceva. Așa, bun. Am ridicat probleme. Am ridicat probleme, domnul, la ordinea de zi. V-ați spus așa. La ordinea de zi vin cu subiect din afară. Nu e obligatoriu să vorbesc prin subiect din vorbesc. Și doamna secretară, să-mi topiți o minută în care să scriți ce am... Așa, am ridicat încă o problemă cu salariile îngrijitorilor, asistenților personali, celor care îngrijesc persoane bătrâne și persoane cu handicap. Nu sunt... Nu respectă legea. Li s-a tăiat 1000 de lei. Un sfert din salariu. Vă arăt document. Așa, nu, dar depinde de primărie? Nu. Depinde de primărie. Păi depinde de guvern, dacă așa a fost ordonanța de guvern. Nu, ordonanța de guvern scrie așa, dacă vă interesează domnul așa, vă spun, legea 448, așa, din... Da. De ce nu mergem dumneavoastră la compartimentul financiar? Din... Unde vă poate da explicații? Domnul, noi nu suntem special. Eu vă spun așa, vă spun dumneavoastră. Și dumneavoastră mergeți și rezolvați problema. În legea 448 din 2006, la articolul 37, spune că salariile pentru aceste persoane se stabilesc conform legii 153 din 2017. Dacă a fost modificată legea? Păi așa a fost, făcute. Nu a fost modificat. Arată-mi, domnule, eu ți-arăt. Nu, da. Domnule, fii cu documente, domnul, știi cum treaba? Nu ne certăm, nu discutăm. Păi nu, zice doamna secretară, vă trimiți răspuns la adresă. Mie știi ce-mi trimite, doamna? Da. Scrie că respectă legea. Doamna, mie îmi trimiți un calcul cum am făcut. Și în lege spune clar. Modul de calcul, să-mi spun. Dar de ce vă adresați la doamna secretară și nu vă duci la compartimentul financiar contabil? Nu ați fost de explicații clare. Domnule, eu n-am treabă cu compartimentul. Păi atunci cu cine vreți? Omul de servici? Aveți ceva cu doamna secretară? Eu m-am adresat... Și partea juridică poate să vă explice, dar partea financiară... Eu m-am adresat Consiliul Local care trebuie să rezolve probleme și m-am adresat primarul. Și niciunul spune că... Ați primit răspuns. Păi ați primit răspuns. Dacă nu vreți, puteți să mergeți la urmă. Dacă aveți un că nu s-a respectat legea... Da. Păi nu s-a respectat. Și tot așa, și dumneata, domnul președinte, ai spus că dacă aia de la curse de conturi nu a descoperit nimic, eu zic, domnul, nu, da. Ați văzut acum că se calculează pensiile și ei recunosc că nu sunt greșeli? Nu-i problema. Deci nu recunoașteți că și cei de la curse de conturi poate să facă o greșeală. Eu nu mă pronunț la chestia asta. Ei au venit, au verificat, eu nu sunt în specialitate, nu vă pot spune că au făcut rău sau bine. Ei au întocmit un raport de activitate în care... Nu este nicio chestie că s-au făcut ilegalități la primăria Balcan. Dacă sunt, trebuia să anunț organe competente, procuratori, poliție, nu știu, asta e mișcare. Eu nu mă bag. Eu am solicitat să... Iar cu pensiile și cu handicapul, cu problema care o ridicați dumneavoastră, e problemă de la guvern care nu depinde de noi. Da. Noi respectăm regulamentul, da. Impozitiv. Am solicitat, domnul Vici, grilii de salarizare. Și ați primit răspunsul? Nu mi l-a trimis. Nu, nu sunteți mulțumiți de răspunsul pe care l-ați primit? Nu. Urmează, nu știu, depinde eu. Mie îmi trimite, domnule, dacă în lege spune trebuie să le afișați și trebuie să mi le trimite dacă am depus o cer. S-a afișat? Vă rog frumos să mi-a arătat să-mi iau unii s-afișat. Și pe site-ul primăriei sunt toate puse. Deschideți site-ul și arătați-mi unii. Dar la ce vă trebuie? Dar ce te interesează prima tale? Mă interesează. Dar ce te interesează pe tine cât bani e pe omul de servici la primărie? Domnul, este interes general. Eu reprezint... Eu știu că s-a făcut încadrarea în faza unei legi și nu cred că cineva își permite să facă încadrarea așa după bunul lui plac. Există niște grile de încadrare în funcție de vechime, de grad. Eu așa cred. Eu cunosc legea foarte bine, să știi. Da, e ablogat în jumătate din aceea. Da. Dacă mai aveți ceva de zis. Nu, ce-ți notezi la asta? Doamna, ce-mi trimitiți? Trimitiți din salarizare. Cum scrie în lege? Trimitiți-i, doamnă, tot. Da, declarăm ședința închisă, mulțumim pentru participare. Domnul președinte, încă o problemă, ședința va da. Trei ședințe. Hai la asta, lulea. Da, ziceți-o. Trei ședințe, nu, că ați văzut asta peste. Da. Ședințele dumneavoastră din mai, iunie și iulie n-au durat mai mult de 10 minute. Păi, dar oamenii s-au documentat la comisie și erau bine pregătiți când au venit. 10 minute o ședință, da. Și acum mai limitați ca să fie și timpul. Domne, arătați-vă legea unde să scrie, nu. Și uitați-vă, scrie regulament. Scrie în regulament. Și regulamentul trebuie să respecte legea. Dar chiar mulțumim.